V-ați săturat să le tot cumpărați haine copiilor dumneavoastră și ei să nici nu apuce să le poarte pentru că le rămân mici? Vi s-a întâmplat vreodată să crească atât de repede încât să trebuiască să mergeți la magazin și de mai multe ori în câteva luni? Ei bine, un creator britanic are o soluție pentru hainele care rămân mici. Pe sistemul origami, el a realizat îmbrăcămintea care crește odată cu copilul. Faptul că cei mici cresc extrem de repede nu mai e o noutate pentru nimeni. Părinții dau sume considerabile de bani în fiecare lună pentru a putea ține pasul cu ritmul copiilor. Pentru Momo, această fetiță de 3 ani, astfel de probleme nu mai există. Asta pentru că poartă haine care cresc în același timp cu ea. Ideea aparține lui Ryan Mario Yasin, un absolvent al Royal College of Art. Piesele vestimentare create de el se extind în mai multe direcții, iar apoi revin la forma inițială. It's windproof, waterproof, with a hydrophobic coating, and the best part is that it's designed for a continuous fit adjustment, so it'll never be a little bit too short or small or a little bit too long. It's always changing its shape and morphing with the child, even in Lucru extrem de util, mai ales pentru copii care sunt tot timpul în mișcare și au nevoie de îmbrăcăminte care să nu îi încurce în activitățile lor fizice. So as the child is running around, the pleats are deforming in both directions, either folding together or expanding, and moving in synchrony with the child. And that way it's the most comfortable jacket in motion. Hainele create acum sunt potrivite pentru copii cu vârste de la 4 luni la 3 ani și pot fi spălate în mașina de spălat fără nicio problemă, iar pliurile au fost testate atent pentru ca nu cumva să se deterioreze în tot acest timp. Inventatorul lor spune că speră că aceste haine să reducă risipa din industria textilă și lucrează deja și la alte dimensiuni.